человек себе укрепит мать, чинит презентар,
dramelor. Sau proiectelor care au fost până în acest moment, nu venim să să schimbăm ceva. Ce să spun, omul de acasă stă în judecă, că ne vede, suntem ceva nou, suntem o alternativă la ceea ce a fost până la acest moment. Considerați că e un avantaj sau un dezavantaj, că nu ați mai făcut politic? Cred că
la un moment dedicat și suflet și sper să continuăm după această campanie electorală proiectele. Părerea mea că cei 30 de ani de muncă în structurile militare ale statului nostru, cei 12
care nu au avut contracte cu statul, care nu au fost implicați până acum în faptele probabile sau cel puțin doienice, oameni curajați în toate punctele de vedere, oameni care profesează în domenii necesare, să spun eu, societății în care trăim. Suficient ca să putem
elegant, vis-a-vis de Doamne, dar în politică trebuie să fie un pic altfel. Asul din mâine folosesc această expresie des
temerea lui, caracterul lui, personalitatea lui, care discerne în final. Ți-am spus că o să fiu un pic non-conformist și asta datorită discuțiilor cu oamenii. Oamenii în teritoriu și în municipiu, dar și în comunele județului. Oamenii politici, cei mai vechi și cei noi formați, toate că e necesar înnoirea clasei politice. Nu știu ce se întâmplă în grădinița X sau nu știu pe ce stradă s-a desfundat sau ce bloc s-a
care acum, în momentul ăsta, cel care a fost ales să cunoască situația și să ia măsurile necesare. Acolo va trebui să ajungă
soară cu gândul către cei tineri, către copii ăștia care mâine vor deschide de ochii asupra a ce vor deschide. Ce se întâmplă cu acei profesioniști? Eu v-am întrebat asta. Și ca să era
ce a spus puțin mai devreme, și programul nostru politic este dezvoltat tot pe măsura solicitărilor juvenilor, tot din teren am și noi ideile, am discutat cu oamenii și tot nevoile lor apar acolo. Bănuiesc că asta aceleași până la urmă, că nevoile juvenilor sunt unele. Indiferent că le preluăm noi sau că le preiau alte partide, nevoile statele și nemulțumirile statele. Și dacă stăm bine să ne gândim, situația a ajuns aici, Într-un
încredere și dai speranță și dai un o platformă program
trăiască, nu neapărat pentru el, ci pentru candidatul la primărie sau pentru candidații la consiliu local sau la cel județ. Echipă cu părere de rău prietenește spun acest lucru. Și chiar vreau să scot în evidență există din coace la alte. În echipa alte niciodată nu s-a pus și fiind ziarist participând la conferințele de
criteriu că trebuie moderat. Dar eu n-am încercat să moderez. A venit iartă, dar nu uită. Despre PNL se spune că a fost absorbit de fostul PDL. Partid căruia îi se pun încări că toate măsurile nepopulare luate de guvernul Boc și
că ne întâlnim. Ne-am întâlnit și cu domnul Floricel. Dar asta nu înseamnă că domnul Floricel avea adeziune la ALDE. V-a spus dumneavoastră de
actriz da domnul Marina Anton a fost a primit scris hai să fii serios nu am înregistrat că
foarte bine și au sărit la bătaie și la înjurături. Cu domnul Vlad de față. Știți ce s-a întâmplat în acel moment? Domnul Vlad s-a retras elegant. În jur de 20 și ceva, 30 și au sărit la bătaie peste acești doi oameni și peste arbitru, domnul Vladu s-a retras. Ori eu mă întreb în felul următor, așa face așa face un manager. Doamnă, la fel cum organizatorii
pe Ștefan cel Mare, da, cu toate că au avut trei ambulanțe acolo, n-au gestionat situația, că nu au avut defibrilat.
lucrările care s-au vot.
vota pe dânsul. Nu știu de ce apar problemele astea. Că vezi, Doamne, noi scoatem în evidență. Păi, normal că fiecare partid să scoată reprezentantul sau candidatul să-l prezinte așa cum știu ei. Yes.
4 ani, când țin bine minte că domnul Nicolae Florian a renunțat la candidatură pentru domnul Barbu, este o realitate. N-o cunoaște. Eu v-aș răspunde la dacă dumneavoastră vorbiți de 10 minute, nu pot să... got
dacă ești un pic diplomat, în viață nu poți să spui totdeauna adevărul. Diplomația nu e una așa de aceeași cu minciuna, stimată. Parte din partid.
vorba între dumneavoastră, vreți? Eu nu am nimic împotrivă. Bun. Vorbiți între dumneavoastră. Proiectul de la
ce proiect amplu. Și nu doar asta. Deci foarte multe fotografii pe unde erau lucruri în oraș și domnul Vlad Duși și le-a asumat prin fotografii. E mai prezent decât barbul, mult mai prezent decât barbul în oraș și în activitățile primăriei. Foarte mult timp barbul a fost critic.
celorlalți. În schimb, mă duce gândul tot pe baza unei supoziții pe care a profitat și doamna colegă. La faptul că acum 4 ani de zile și repet, e tot o supoziție. Nu, în baza
simplu votant. Eu vorbesc de votant acum. Deci, calitatea noastră de votant. Lucian Iliescu, care a fost culit de către Nicolae Florian, acum îl recomandă pe Nicolae Florian. Nici măcar
aceasta era dată de proteve. Îmi pare rău, este un gest umanitar, este un gest nobil, da? Și dumneavoastră să discutați aici de niște lucruri pentru mine. Un trecut care rămâneți acolo, să evoluați, da? Fiți în prezent și vom evolua, dar așa nu se evoluează discutând în contradictoriu și never.
era un cățel, da, sau un câine, da, sau da, ce ar fi, da, fel.
acel lucru. La fel, cum și doamna a făcut o supoziție. Deci plecăm de la niște supoziții. Presa, presa,
emisiuni? Mă rog, deci nu mai avem. Noi nu avem, da? Nici bun. Nu mai avem. Și atunci noi suntem cei mai dezavantajați. Eu nu vreau. Dacă mai faci ce să afirmați să pune liniști vă jignești și eu. Eu sunt neliniștit de felul meu. Ăsta este caracterul meu. Dacă altfel sesiune, evident, să pentru nu se
trecut s-au săturat de ele. Vor altceva. Noi de asta ne bazăm ca partii, ca PSR-ul, pe asta ne bazăm. De